luați pe elemente pe baza. Și să ținem cont, mă întorc la europarlamentar, ei acolo și instituția lor, Parlamentul European, este mereu mai favorabilă integrării, mai favorabilă cooperării. Guvernele naționale, prin natura fișei de post, sunt mai sceptice, sunt interesate de voturile interne. Acum, în Parlamentul European se constituează de regulă o opinie majoritară pro-integraționistă, pro-cooperare, nu mă miră. Există riscul islamizării Europei, pentru că există și această opinie. Nu știu ce înseamnă islamizarea Europei. Ținând cont de numărul mare de refugiați care vin spre Europa. Nu cred că acesta este sistemul conceptual corect. Sunt probleme de omogenitate culturală și unele dintre ele sunt deranjante în Europa. Sunt comunități islamice. În ceea ce privește naturalizarea acestor imigranți, state care au de mult astfel de imigranți au probleme. Germania, Marea Britanie, Franța, nu au reușit să-i asimileze până la capăt. Da, și mă îndoiesc că se va putea realiza așa ceva. Sunt nucleuri eficiente față de adoptarea stilului de viață occidental. Și ce vreau să nu s-a fi văzut. Dar a văzut despre islamizarea Europei, mi se pare, spuneam înainte, de teorii de conspirație. Când o să avem proprietatea termenilor, Arabia Saudită este un stat islamic, sau Iran este o republică islamică. Când vorbim, de fapt, despre o mai mică omogenitate.